Ademenite cu promisiunea unei cariere de model internațional și convinse să participe la orgii sexuale. E povestea dramatică a zeci de copile care au căzut pradă lui Morel Bolea, liderul agenției de modele din Iași, acuzat de trafic de minori acum. Bărbatul și-a ascuns ani de zile pe cerile bolnave în spatele unui ONG abonat la bani publici. Victimele își fac curaj să vorbească despre ororile trăite și vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Aveam 15 ani când am intrat în miezul Casa Morelii și am ieșit la 16 ani. 2006-2007 mi-a fost de ajuns să mă distrugă complet. Așa începe mărturia uneia dintre victimele lui Morel Bolea. A fost racolată pe vremea când era în liceu, cu promisiunea că va ajunge un model de succes. Dacă te implici voluntar, ți se deschid toate ușile. Făcusem ședința foto și am început să urmate, păi, pe fond, pe fond, că frumoasă, că... Wow, ce cont frumos ai, ai un super potențial, poți fi una dintre cele mai bune. Totul s-a rezumat în cazul dumneavoastră doar la atingeri nepotrivite? Oh, nu, ne-am dus foarte departe. Ce părea un ONG care sprijinea tinerii era de fapt locul în care copilele deveneau simple obiecte sexuale, iar orgiile erau la ordinea zilei. Acolo, fetele practic, da, făceau sex aproape zilnic cu el și se uitau la filmii porno ca și cum erau filme educative. Autoritățile locale care aveau datoria să-i supravegheze activitatea se spală pe mâini, inclusiv primăria, care a finanțat evenimente ale agenției și ale ONG-ului. Nu am știut ce face acest ONG, nu văd nicio legătură între ancheta care se desfășoară în acest moment și proiectele care au fost finanțate nu doar de către Primăria Municipiului Iași. Finanțarea, am înțeles că au existat și de alte instituții publice sau parteneriate. Până în prezent au fost identificate 5 persoane vătămate. Știți câte legende s-au pus din 92 încoace pe mine? Am fost de toate, dar absolut de toate. Tot mai multe fete care și-au distrus copilăria în agenția lui Morel Bolea își fac curaj să vorbească. Individul neagă în continuare acuzațiile. Sunt adevărate acuzațiile care vi se aduc? Aveți ceva de spus? Sunteți vinovat? Nu am ce, că nu știu despre ce vorba. Bărbatul a ajuns astăzi în fața procurorilor și a primit arest preventiv pentru 30 de zile. Avocatul deja a contestat decizia. Este vorba despre fapte din care a fi început din anul 2000-2001 și a fi continuat până în jurul anului 2016, potrivit susținerilor procurorilor. Morel Bolea riscă ani grei de închisoare pentru trafic de minori.